Pentru ediția din seara asta am făcut o super ofertă. Monolog la domiciliu. M-am dus, m-am luat frumos și m-am dus la cei mai fideli telespectatori să le fac la domiciliu monologul. Să râd acolo, să avem și public, să se simtă bine, să se creeze o stare, un ingo, iango, ce s-a mai întâmplat. Mai multe o să vedeți în clipele ce urmează. Eu acum plec să fac monologul la domiciliu. Stați aici, fiți atenți, aplaudați! Doamnelor și domnilor, în premieră la Tonic Show, sunteți pregătite să râdem? De ce să râdem? V-am pregătit cele mai tari set-up-uri care vor culmina cu cel mai bun punchline, a? Ok, ok, sala e încălzită, lumea e pregătită, să dăm drumul. Deci, știți care e diferența între nasol și nașpa? A? Nasol e când îți vorbește cineva la telefon, nașpa e când o face de pe telefonul tău. Bună? Dar stați, cam una cu Boc. Știți ce zice Emil Boc când se urcă într-un trabant? Nu. Mamă, mamă, ce autocar! Autocar. Boc. Știți, Boc e mic și trabantul e mic. Dar asta, asta... Nunțile din ziua de astăzi, domnule, nu înțeleg de ce la nunțile din ziua de azi mireasa trebuie să aibă o rochie lungă de 3 km. Ați văzut? Rochii lungi, albe, de 3 km. Lungi, rochii impresionante. Când se ajunge mireasa la biserică în fața altarului și mireasa, și măsa tot derulează trena mireasei. O trage pe jos. O trage pe jos, altfel. Tot la anunț, acum este moda fântânilor de ciocolată. Și am văzut un cetățean așa de beaterea că la nuntă s-a dus cu o pulpă de pâi și o ținea la ciocolată. Să o învălească în ciocolată. Dar nu ți-e bună gluma. Pui carne de pui în ciocolată. Și mai am una foarte tare. Care era? La doi pace. Cam o ai uitat. Nu vrei să vă zic mai bine un banc? Dar păi zice ce-i vrea, că tot acolo ai ajuns. E unde te pornești. Viața mea nu mă mai duc la domiciliu. Asta a fost de râs? Da, de râs, dar de nu a fost glume. Eu nu m-am prins de glume. Da, păi nici eu nu m-am preprins. M-a găs mai tânără o țără. Pavlo Francisco, ala-i bun. Hai să mergem la ei la București, să vedem.